Fuse, fuse și se duse. Gata. Am început noul an. Ăsta ci că e anul nostru. Am scăpat de anul porcului, am scăpat de anul maimuței, e anul ăla șmecheri, vă spun eu. E vineri seară, e podcast, e da bravo, e tot ce trebuie. Așa că dați drumul la o sticlă de vin, de șampanie, de ce vreți voi, de o bere, puneți-vă comozi în canapele, pe fotolii, cuplați telefonul pe YouTube, pe televizor, începem. Am intrat pe aplicația Taz, am comandat un platouaș frumos în care avem niște prosciutto, niște ferenghe, mirenghe, tot ce trebuie. Intrați și voi pe aplicația Taz dacă aveți poftă să mâncați ce vedeți în fața ochilor acum. Și Emagul ne-a trimis un vin ca la Emag, un Skaia. Poate vinurile, unul dintre vinurile mele preferate, alb, pentru că de fiecare dată am putut să beau mai mult de 3 sticle de la Skaia. Și n-am nimic. Îți dă și drumul la vorbă, o să vedeți pe parcursul interviului. Astăzi am un invitat, n-ar o să mai zic că e special, că toți sunt speciali. Dar omul ăsta cred că mă cunoaște mai bine decât mă cunoaște nevastă mea. Și gândiți-vă că eu știu pe nevastă mea de aproape 27 de ani, dacă nu 28. N-aș vrea să greșesc și ăsta să fie motivul divorțului. Dar revin la ceea ce ne interesează cel mai mult, la Cătălin Neamțu, fratele meu, Cătă. Salut, salut. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Am zis asta că mă cunoști mai bine decât mă cunoaște Cătălina, da. Pentru că mi-aduc aminte și de momentul în care Cătălina a zis: bă, ori la barul la spital nu mai merge așa, noi stăm în drumul taberei, ele și peste drum. Și ele stăteau în drumul taberei. Și sorul s-a de dusul trandafir în dinți, dacă mai ții minte. Foarte bine am Ferdinand. Făcut. Ce? Cam cu ceangă și am făcut ceva rău. Dar eram în halatele alea urâte. Alea erau. Pe tu ai zis, hai să mergem până aici, că în papuci nu o fi foc. Dar nu ne întorceam de undeva? Se poate să fi fost pe halate puțin, da. Plecați. Ce mă îngrijora oricum, că erau, că toate povestirile noastre începeau. Mai ții minte atunci când ne-am îmbătat, așa începea, era introducerea, hai sănătate. Da, o perioadă după aia am renunțat la intro. Da, lungă. Mai aia rost. Un cap și mai bine de 3 sticle. Băi, eu zic că dacă ne dăm drum la o motoare, cutie. Da. Merge. Cătă, te-am invitat pentru că de foarte multe ori numele tău apare la televizor, așa cum o să vadă lumea și la România au talent, când noi zicem uite-l pe Neamțu acolo, Neamțu mi-a zis nu știu ce, Neamțu nu știu ce. Tu acum scrii în mare parte, da. Ești scenarist la cam toate emisiunile. În afară de cele pe care nu le produce ProTV, în principiu da. Da, ești cum ar veni omul din spatele cuvintelor, că sunt prezentator, că sunt jurat și așa mai departe, adică un număr destul de important acolo la căruță, ca lucrurile să iasă, dar în spate și în trecutul nostru noi am făcut aproape peste 500 de spectacole de improvizație. Eu cred că am depășit 1000 liniștit. Da? Da. Imediat după ce am început să fac stand-up la Cafe Deco în 2003, cred că prin 2004 ne-am apucat de repetiții pe undeva pe la Valea Regilor sau cum se chema... Da, pasajul... Ne dăduse Valea... Chișu, era de fapt sediu Dachino. Da, o sufragerie cu două fotolii, da. Unul bun și unul prost. În care fotoliu. Tu erai... Nu, trebuie să le spun oamenilor. Prima oară când te-am văzut eu pe tine a fost... tu făceai spectacolele cu Vlad Masaci. Da, păi așa a început. Rămași cașca din școala din UNATC. Erai tu, era Bogdan Dumitrescu, era Gabi Călinescu. Radu Dragomirescu, Călinescu nu era. Nu era început, Călinescu, nu, la început a venit după. Erau două echipe, Radu Dragomirescu, Antoane, Tony Pavel și da. Cu mine eram Spartak Cehov. Da. Și era Shakespeare United, Bogdan Dumitrescu, Mihaela Sârbu și Constantin Lupescu. Da, eu veneam atunci la Rapsodia, proful Vlad Rădescu era director la Rapsodia. Da, și Centrul Cultural European. Centrul Cultural European. Da. Și puteam să intrăm, fiind profesorul nostru pe gratis, să aveam niște locuri acolo. De asta nu luam noi bani. Și eu făceam stand-up, dar m-a amuzat teribil ce vedeam acolo și eram mare fan al genului ăsta de show, pentru că nici nu știam că există. Mai târziu am fost să-l văd pe Drew Carey făcând improvaganța în Vegas, dar atunci mi se părea spectaculos că puteți să faceți lucrurile. Eram la modul: bă, nu înțeleg cum pot să le scoată pe loc, să se întâmple. Și când ți-am propus să facem, de fapt, nu știam cum dracu să te abordez și ne tot întâlneam prin Vama Stuf. Veche, prin Stuf. Da, Berzei 25. Berzei 25. Și la un moment dat eu nu mai știu cu cine eram și mi-a zis: bă, dar du-te mă la el și zi. Și am zis: cum dracu mă duc la om să-i zic, bă, Cătăline, mie îmi place de tine. Și a zis: du-te mă și întreabă-l. Și am zis: păi e cu o fată, mă. Da. Și zice: du-te și ce dracu să-i zic, mă? Și eu am tot învârtit pe lângă tine, am tot băut, m-am învârtit și până la urmă am venit la tine și am zis: hai, salut, Neamțule. Și a zis: salut. Și am zis:
frumoasă gagica, am zis eu, frumoasă prietena ta. Da. Și este, este. Și eu am întrebat, o... Nu. Nu, și tu nu, ai zis, da, da? Și a zis, da, o... Și a zis, păi nu. Păi de ce? Păi e surme. Da. Asta, asta a fost, cred că, prima noastră interacțiune. După aia eu ți-am spus că aș vrea să facem impro, că uite, fac la cafe de costen, dar bla, 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 cu costeluș, cu nu știu ce. Și am început repetițiile și pe frigul ăla, acolo sus, în... Etajul 1. Etajul 1, mi-aduc aminte că la un moment dat aveai tu o prietenă care era la liceu. Da, eram profesor de teatru la liceul Lazar. Iar ea era clasa 12-a, da. Da, am fost noroc. Era. Dar aveai flară și pălărie, da, așa erai. Și tu ne predai nouă impro și făceam, ne spuneai tu din cartea lui Keith Johnson ce vă învățasem așa și pe voi și făceam noi acolo. Și la un moment dat erau două fotolii, unul pentru tine și unul... O singură dată a venit ea. Da, o singură dată. A fost de ajuns. Nu, de două ori a fost. A fost o dată până în care n-a vorbit. Ah, ok. A venit o dată și trei ore a stat pe fotoliu, cum o chema? Cristina. Bă, o fată frumușic, așa, linișa, ai pus-o pe fotoliu, ai Cristina, iubita mea, băi, nu am zis nimic, da? Băi, dar nu-i cam mică, alo, domn profesor, nu ne-am băgat, asta Cristina 4 ore, n-a înțeles atunci, nimic. Aveam 23 de ani totuși, adică nu e ca și cum. 23 și din când în când te mai întorceai la ea și ziceai, dă-mi și mie un titlu, nu era. Și a doua repetiție, cred că a doua sau a treia zi, tot pe fotoliu, tot ea acolo și tu ne explicai nouă, nu știu cum, și la un moment dat a zis și ea, iar eu cred că Bobo nu trebuia să intre cu drujba, trebuia să nu știu ce. Și tu te-ai oprit și te-ai uitat la ea și ai zis, păi ce facem, avem părere acum? N-a mai zis nimic. N-a mai văzut tot. Da. Nici eu n-am mai văzut-o. Da, curca la cutuma pedagogică. Bă, dar nu era, adică în momentul în care intri într-o atmosferă unde niște oameni repetă, unde niște oameni creează împreună și așa, adică după aia pe parcurs ai cunoscut genul ăsta de spectatori care vin la 1, 2, 3 spectacole și după aia după spectacol ei râd, știi, se simt bine și după spectacol vin și zic, bă, în seara asta, serios? Da, da, da. Adică de unde? Pentru cei care n-ați văzut niciodată, noi am făcut un spectacol care se chema... Era improvizație. Era improvizați. Vizați pentru improvizație. Erau niște joculețe de improvizație. Erau, că sunt în continuare. Nu mai putem erau, să jucăm de la pandemie. Dar... O să jucăm curând. O să-i anunțăm pe oameni. În care actorii erau pregătiți. Exista un obligo pentru fiecare joculeț în care trebuia să faci ceva aparte și din public luai ba titlul, ba locul în care se întâmplă, ba relații un nume. Dintre oameni. Era foarte interactiv. Publicul participa în proporție de 50% la spectacol și așa se crea toată treaba. L-am tot jucat prin Cafe Deco, pe la Orange, mai târziu cu Răzvan Vasilescu, care ne-a ajutat și ne-a dat o nouă casă. Ne-am dus la tot felul de evenimente private. Și am ajuns și la Mall, la Băneasa, când făceam în sala Epica și umpleam în fiecare săptămână cu Bogdan Naumovici, care era producător atunci, 500 de locuri le vindeam și era foarte bine. Mai târziu, că așa ne-a dus viața fiecare pe drumul nostru și n-am mai avut timp să facem atât de multe show-uri pe cât am fi vrut noi, dar am mai tot încercat prin la Club 99, ne-am mai descurcat și să sperăm că da, o să găsim o variantă. Da, e un fel de antrenament al minții care sunt absolut convins că folosește oricărui om, adică nu trebuie neapărat să fii, mai ales actorilor. Cu siguranță actorii beneficiază de super energie de la genul ăsta de teatru, adică e... Pentru că ești mult, mult, foarte în acțiune și cu antenele întinse și trebuie să fii foarte atent la tot ce se întâmplă ca să poți să exploatezi din fiecare loc din care îți vine o informație. De asta îmi place și mie impro, pentru că îți dă o formă de relaxare, dar în același timp ești concentrat non-stop. Da, e o relaxare pe care o văd fain. Doar oamenii de acolo. E fain tine, și e că n-ai uzină. Text, n-ai nimic, nu e ca și cum... Aduți aminte când am jucat gunoierul, că nu puteam să dorm trei nopți. Am tot lovit de întrebare acum la ultimile interviuri de mătrea cu teatru, cum ești? Ce las să mă pace, am văzut, am teatru, văzut. Păi, mi-o frică de mă gândesc acum, nu puteam uita. Așa bună seara. Fost frumos. A fost frumos, că ai avut tu, ai insistat tu, hai mă că poți să faci teatru, dar în fine. Noi am stat în drumul Taberei, într-o casă, într-un apartament al unei prietene comune, care prin voia și amabilitatea ei ne găzduia acolo. Eu stăteam într-o cameră, tu în sufragerie, unde avea o canapea care își luase forma corpului pentru că... Prietenoasă, da. Da, cântăreai ceva, nu putea nimeni să mai doarmă. Cântăream tot, da. Cântăreai tot. Iar la mijloc, între noi era o cameră închisă cu ochie în care niciodată n-am știut cine e acolo sau ce e. Da, da.
că nu știai ce. Da, acolo n-aveam voie, era cu trei camere, dar aveam voie doar în două. Doar în două. Și în bucătăria aia mică. Da. Pentru cei care nu știu, în perioada aia exista OTV-ul Slavă Domnului și ne uitam seara. Și a fost o seară în care eu stând la mine în cameră, iar tu în living, eu mă uitam la OTV la ora 1 noapte. Și la un moment dat emisiunea se chema Teorii despre fantome, moroi, pricolici și vârcolaci. Și vârcolaci. Și Dan Diaconescu avea invitat acolo o doamnă cu oansă, un prințul domn îmbrăcat, care prințul. Scrisese cartea 7 și acum a lansat cartea 7-2, da. Volumul 2. Da. Erau tot felul de personaje dubioase, veni să trateze problema paranormalului și acum îi așteptau telefoane în direct. Și la un moment dat, eu văd pe bara aia acolo unde scria, că scria Cătălin în direct, hai să avem așa și ți-au vocea. Și problema ta care era atunci? Cu bunica ta? Da, că a murit bunica mea și că în fiecare noapte vine spiritul ei sau cine o veni și mi-aruncă toate hainele din dulap, mi le dă pe jos. Și m-am săturat să tot stau dimineața, n-am timp să fac nici, să stau să le împăturez, să le pun la loc. Și că cine să-mi dea o soluție. Cine a venit cu soluția? A venit cu soluția doamna aia cu ansa, mi-a zis că să fac o colivă. Da. Aia am zis că... Da, nu, a întrebat ce îi plăcea să mănânce. Și tu ai zis mâncare fasole. De prune sau... Nu, fasole, fasole cu ciolan. Fasole cu ciolan. Și a zis că să fac de pomană și am zis că am câtă pomană să fac. Păi ce, dați la rude, dar păi nu prea am rude, așa zic, nu prea. Păi dați în bloc acolo. Unde, doamnă, mă duc cu ala de ciolan cu fasole pe un bloc, pe așa? Da. Și ce faceți și o colivă? Și am zis, la cam câtă colivă? Zic, ce diametru? Zic, ca la pizza, așa, zic, mai mică, mai medie, mare, ce, haideți, domnule, faceți mișto cu pizza, da, colivă. Știu cu... că ți-a zis să dai de pomană în bloc. Ca spiritul să liniștească, bloc, să plece. Acolo, da. Și tu i-ai zis, să păi și eu ce fac, îl dau la altul, tot în bloc, să-i scoată la hainele și să nu știu ce. În bajoc de vecinii de cartier. Eu am văzut, am pus și eu mâna pe telefon, am stat puțin în stand-by și până la urmă m-a luat. Și scria pe ecran mare, Mihai. Da. Și doamna cu ansa a zis, dați-mi voie să vă spun cum îl cheam. Și a plimbat ansa aia și a zis M-I-H-A-I. Și a zis eu, mulțumesc, dar scrie pe ecran. Și a zis aia, pe lângă faptul. Și a zis, dumneavoastră, cu ce problemă? Și eu, cu ce problemă am venit? Nu mai țin minte. Da, cu țin minte pe aia lui Horobeț. Tot o chestie în care eram oricum bântuit. Oricum i-ai zis eram... că i-ai bagiocorit ansa. Asta i-am zis că sârma, sârmă. Da, i-am zis că sârma aia, ce, mi-a zis numele cu sârma și zis, asta nu e sârmă, e ansă, care are legătură, că nu știu. A la foc. Ăsta prințul a vrut să zică și el ceva, da. Și i-am zis, eu i-am zis că cu prințul nu vreau să vorbesc, da, că da, nu mă da, interesa da. Subiectul. Exact. Și el a zis... Păi și eu, și a zis domnul Dan Diaconescu, nu, deci nu vrea să vorbească domnul Mihai cu dumneavoastră, rămâneți acolo. Și terminăm de discutat, închidem telefoanele, eu vin în cameră, noi râdeam ca proștii, bă, ce dracu. Și în același timp, televizorul mergea și vedem că pe ecran scria Adrian. Da. Și era așa, eu sunt, mă visez tot timpul pe un deal, unde când dau, sunt cu mireasa și când îi ridic voalul, este cal, are față de cal. Și eu trebuie să știu dacă mai trebuie să o mai sărut sau nu, dacă calul se face înapoi în mireasa mea sau nu. Și tu ai zis, bă, stai Horobeț? Da. Și a zis, hai să-l sunăm. Sunăm pe Horobeț care stătea la trei blocuri mai acolo și suna ocupat. Nu cred că Horobeț. Și după aia să Horobeț, păi v-am auzit nenorociților, eu de ce să-i nu intru de cu problema asta? Acum stau și mă întreb câți telespectatori adevărați o fi avut până la urmă. Nu știu, frate. Nu știu că dacă mai erau încă 100 ca noi, cam mai era emisiunea, cred. Știi? Oricum era super distracție la vremea respectivă, era mișto să intri în direct. Bine, mi-amintesc și când după ce se termina emisiunea lui Dan Diaconescu, pe asta era oricum bazată televiziunea OTV, pe un scaun și o cameră în garsonier acolo în romană și rămânea de cele mai multe ori un singur domn care stătea pe un fotoliu așa și în dreapta lui pe ecran erau propuse trei subiecte. Primul subiect, ce părere aveți despre fondul de rulment al blocului, de fondul de reparații. Al doilea subiect, ce părere aveți despre fondul școlii, despre fondul clasei. Al treilea subiect, ce părere aveți despre meciul Steaua Dinamo. Așa erau. Nicio treabă, da. Era... Nicio treabă, știu, subiectele știu. Între ele. Da. Și plăcerea fenomenală era să sunăm la... Să atace orice subiect vrei de acolo. Să atace orice subiect, da. Și mișto era că te prezentai și vorbeai foarte frumos și vorbeai foarte elaborat în așa fel încât gazda respectivă niciodată nu știai cum îl cheamă, pur și simplu, nici nu conta de multe ori, da, mai și adormea. Fața. La ora 2-3 mai cădea ca da, spuneți și mai îi rămânea jumătate de ochi. Treabă, da. Și era mișto să abordezi primul subiect foarte
priceput, așa, domnule, e foarte important să existe un fond de reparații într-un bloc. Este, se mai strică o ușă. Da, pe alea altă nu mi trebuie, știi că la un moment dat... Nu, și la ultimul jurai, aia era combinația. Ca și la ultimul ziceai, cât despre, că ziceai, fondul școlii. Da, da trebuie da, să fie fondul școlii. Și meciul trebuie să mă piș pe Dinamo și da, să le iau. Da. Dar erau mișto ăștia care răspundeau pe fondul de rulment de la bloc, pe fondul nu ce, și se opreau. Și el pușea, dar despre Steaua Dinamo ce zice? Și erau unii care ziceau, nu am nicio părere, că da. Nu mă interesează subiectul. Și el tu forța, hai domne, că era pe ecran cum ar veni. Da, oricum erau puse trei subiecte în așa fel încât să acopere o paletă cât mai largă de telespectatori. Parcă practic. Să zic că tot în perioada aia n-a explodat Leberu în cuptorul cu microunde. Da. Pentru că da. Eu n-am știut că... Da. Nu trebuie băgat în cuptorul cu microunde. Asta este. Și am mai, tot atunci a fost și cu cârnația aia, mega expirați. Eu n-aveam miros atunci. Cred că am avut COVID de atunci. De în perioada aia, da. Da, COVID-ul ăla... N-aveam miros și am băgat niște cârnați pe care aveam în frigider de niște luni sau ani. În probabil. Frigider, nu în congelator. Da, ca să și s-au fărâmat între timp și am băgat în cuptorul cu microunde și tu ai venit cu tricou pe nase. Bă, mori! Da. Bă, mori, bă! Ce miroase? Și era super senin că nu înțelegeam. Era cadavru, mă, era da, ceva da, da. De nu se putea mânca. Da. Slavă Domnului că bă, mai găseam pe aici, pe acolo. Mâncare, ia, ce e asta pe aici? Serviți, vă rog, da. Prosciutto. Dar ăla ce e, ce fel de pizza e aia, că nu înțeleg. Băi, asta adică. Este o pizza specială, deci Mihai Raiț s-a dus în Veneția la italian să le facă pizza adevărată, dacă îți vine să crezi. El s-a dus în Italia așa, da? Da, normal. Și asta este o pizza pe care, da, o găsești doar pe aplicație pe Taz. Și e făcută cu Pizza Mania, e o chestie mai specială, e foarte bună. Ia, poți să încerc? Da, cum să nu, încearcă liniștit. O să te las să mănânci în timpul emisiunii tot platou, pentru că noi am trei clipe grele vis-a-vis de mâncare. Se mânca slăninuță cu ceapă câte două săptămâni. Unul la mână și doi la mână trebuie să răspunem oameni că e aproape cea mai bună rețetă de tocăniță de pipote cu inimi care există în lumea asta. Da. Nu că eram noi sărași că n-aveam altceva, dar chiar știi să o faci, adică... Bă, e bună asta. Asta o dregeai și cu ardei iute și cu alea mergea cu... și mergea și rece. O tocăniță din inimă făcută din inimă n-are cum să iasă greșit. A. Pac, s-a dat cu zahăr. Dar ce are? Are niște ciuperci, are și brânză și cârnați? Are un fel de cârnați așa? Acum nu știu exact cu ce e făcut, dar văd că are ciuperci, are un fel de salsicia sau nu știu ce carne de asta tocată și blatul e special. Iese, da. Bun, bravo. Bun. Dar tu parcă ai mai slăbit. Am slăbit 25 de kg, dar acum când facem asta mai pun 3-4 la loc. Nu, da. Am ținut regim un an și 3 luni, mai țin și acum, dar nu acum. Că acum zine și nu, bat. Ce regim e ăsta? De... Foame. Adică? Nu mănânci nimic. Mănânci. E feasting. Nu știu asta. Fasting. Așa, da. E un regim... În care nu mănânci nimic. În care mănânci grătar cu legume. Toată ziua? Da. Atât? Da. Grătar cu legume. Și ai mâncat un an? 4 ore, fasting. Doar 4 ore pe zi? 4 ore din zi, din cele 24, ai voie să mănânci 4 ore. Da. Și după aia, următoarele 20, plângi. Băi, e puțin cam hard, că tot am mai auzit că să mănânci 6-8 ore. Lasă hard, nehard. Important este să obișnuiască să împace creierul cu stomacul. Păi și cum poți să împaci creierul cu stomacul? Să vorbesc între ei, nu-i treaba ta. Până la urmă se reușește. Da? Da, și după ce s-au împăcat nu-ți mai trebuie, că se mișurează și stomacul. Dar cum ai să dat vreme fără băutură? Bă, de la pandemia asta, mie oricum știi foarte bine că nu-mi place să beau în casă. Da? Și cum n-am ieșit până oraș, n-am avut nici de ce să beau. Că mie îmi place să beau până îți dă bodyguard-ul cheile, adică nu... Eu nu știu asta, zi, hai să bem o bere, Când te-ai mutat pe Turturele acolo... Da. La vreun an de zile te-ai întâlnit cu Cașcaval, Costel, nu vă mai văzuseți de foarte multă vreme, de 10 ani de zile. Cred că mai puțin, dar nu ne mai văzusem de mult. Nu vă mai văzuseți de mult și v-ați întâlnit la piață. Da. El trebuia să cumpere nu ceva. Nu anunța nimic întâlnirea aia. Nu anunța nimic. Absolut. Spune și mie, că am o singură, pe lângă faptul că v-a găsit Cătălina dimineață în baie, tu dormind în cadă, el lângă WC-ul. De ce aveai tu o plasă cu 4 kg de cârnați oltenești făcuți? Făcuți, încă o dată spun, prăjiți, da. Și 4 pâini cu care dormeai în cadă. Cum s-a... Nu știu unde i-am prăjit. Deci aia, nu ai știi. În casă nu i-am prăjit. Păi nu ai prăjit în cadă, ai venit cu ei prăjiți. Cred că la cârcium acolo am rugat pe oamenii nu să știe de dar ce. Dar de ce eu fi cerut 4 kg și 3 pâini de alea mari? O fi fost ziua de data de 4.
4 la 4 au fi fost. Nu se știe, deci nu știe exact. Nu se va ști niciodată și e bine să nu se știe. Foarte bine. Dar în perioada aia și mâncai și bei. Da. Și aveai o problemă la când beai mai mult peste măsură, aveai o problemă cu trecătorii. Dar nu aveam o problemă cu trecătorii. Nu, erai recalcitran la modul pe bătaie. Nu îi judecam greșit. Îi judecai pe fiecare. Da, în parte. Dar îi judecai tare, de la terasă. Omul trecea. Da. Și tu îi ziceai, e urâtă, lasă-o pe asta, nu-i bună de nimic. Bine, păi bravo. Da, și lasă-o tăcea, cu mine vorbești. Din da. Dar cu cine? Da, da, și pleca omul. Da, e bună urât aia. Sau invers, ce am și de urât. Și de urât, depinde da. Cum, da. De ce stai, fă proastă cu ăla, tu nu-l vezi cum arată și cum nu știu ce, și lasă-o tăcea, cu mine vorbiți. Păi da, cu cine? Și obicei urât era că veneam dimineață la ora asta când stăteam în drumul taberei, de când m-am mutat pe centru, n-am mai prea făcut așa că... În drumul taberei veneam și la ora 5 dimineața, lângă lift până să vină, că locuiam la etajul 6 și până să coboare liftul de unde era el, apucam de strigam, urlam de fapt, restanțierii, că era afișată lista cu întreținerea și ziceam, apartamentul 18! Aveți 4.830.000, rușine să vă fie împuțiților care umplă. Plătiți întreținerea că ne oprește apa caldă. Apartamentul 2, 0, felicitări, bravo, uite vecin model. Mi-aduc aminte. Da. Ni se trage și de la faptul că am avut onoarea și, cum să spun eu, privilegiul ăsta... Ca la începuturile noastre să fim și tot timpul lângă mesele astea unde erau regretații Gheorghe Dinică, Iordache, Moșu, Drăgănescu. Costică, da. Da, mai țin minte că stăteam pe lângă mese și dacă ne trimiteau după țigări, ne dădeau și nouă două. Da. Și carafa de vin, știi că noi o dădea Drăgănescu, ia mă și puneți-vă și voi. Bacă eram la Berbecu, bacă eram la Dud. Am avut ocazia să vedem niște certuri astea absolut oameni, degeaba da. Între ei, dar erau fanii. Și cred că și la tine ni s-a tras după aia mai târziu la Barfla și așa mai departe, momentele în care... Dar știi ce m-a mirat și în același timp m-a îngrijorat? Este că după mulți ani de zile, știi că Barfla s-a mutat de unde era, de la Izvorul Rece, acolo s-a mutat undeva în spate la Unirii și m-am dus după foarte mulți ani de zile, nu mai știu cum, într-o seară am ajuns pe acolo, așa. Bă, și oamenii sunt aceiași. Asta mi s-a părut ciudat. Adică sunt câțiva... care au înțepenit în timp acolo, știi? Să mergi totuși 12, 14, 15 ani în același loc și parcă sunt și de asta, cum să zic eu, când se păstrează, cum îi zice, mă? Când îi, cum? Arată la fel. Formul, da, dar cum îi zice, într-un îmbălsămat. Deci că sunt îmbălsămat, nu s-a schimbă nimic, e că arată la fel în continuare. E vorba și de genemă, că uite la Muie, de exemplu. Muie arată la fel de domnul când Popov, îl știu eu, domnul Popovici. Da. Am bătrânit, mi se pare, am avut și vamă zilele anul ăsta. Da. Pentru cei care nu știu, lui se zice Muie, porecla lui, asta e așa, așa zice, da, înainte care se... înseamnă față. Față, da. Nu da. Veniți altceva, cum se zicea pe timpuri. La da. Așa, dar îl cheamă domnul Popoviciu, prieten de-al nostru. Și Alecu arată bine, l-am văzut de curând. Alecu, da, Alecu se întreține. Da, 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 tot ce trebuie. Dar mai ținte prima oară când ai fost, când te-am luat la vamă prima dată, că tu nu aveai obiceiul de astea să mergi iarna la mare. Nu cred ca că a orice fost om normal. Nu cred că a fost când ne-am întâlnit cu Hardilă pe autostradă. Nu, aia a fost a doua sau a treia cu Damasul. Nu, prima oară. Nu, aia a fost cu Horobețe, era cu Damasul. Ah, cu Horobețe, cu Damasul. Când ziceam să schimb viteza, trebuia să te dai într-o parte. Mergeam cu rulota la mare la vamă, aveam un Damas. Pentru cei care nu știți ce e la un Damas, avea și ne dădea și nouă. Intrați pe internet acum și dați un search. E o mașină îngustă cât platou ăsta. Deu Damas, volanul neamțului venea aici, el avea 138 de kg, 120. Când trebuia să ia stânga sau dreapta, eu trebuia să mă mut așa cu tot corpul, și ca când, să poată să tragă schimba de volan. Vitezele la fel, îți dădeam aici, în coapsă, cu ele, cu schimbător. Deci prima oară, când a fost? Că nu mai țin minte. Prima oară a fost, ne apucase noi de repetiție, chiar atunci, în primul an, am avut premiera în februarie, la Cafe Deco, da, cu Impro, și după aia, în martie, ți-am zis, hai să mergem la mare. Și am zis că merg la mare, mergeam la mare, stăteam iarna câteva zile. Și ai venit cu mine, ai stat o zi, nu înțelegeai ce dracu cauți tu acolo, ce-o fi cu nebunul ăsta. Ce... Mergeam pe plajă, ne mai ceam sus la Unguroaica, mai luam de băut, mai bea nu știu ce, și a doua zi, sau a treia zi maxim, cred că a rezistat trei zile, ai venit și mi-a zis, bă, eu mă duc acasă. Da, păi nu mai puteam, ce da. Că nu, că și ce te-a determinat să pleci acasă a fost când m-am trezit noaptea în somn,
dormeam și m-a ridicat așa și a zis, mâine dacă e frumos afară, ies un pic cu barca pe mare. Și am zis, ăsta mă, mare dracu. Deci, deci dormeai, pe lângă faptul că făceai, că, știi că te întorceam pe stânga, da, aveai genul de sfurăit în care... Apnee. Da, și la un moment dat din sfurăit s-a lăsat liniște și te-ai ridicat. Ting. Deci direct așa ai făcut și ai zis, Bine, dacă e liniștită marea, ieșim puțin cu vaporul. Da, da. Și da. Am zis, băi, eu trebuie să plec. Gata, trenul, zi, acasă, da. N-au trecut nici 4 luni de zile și se face vară și îmi zici, bă, trebuie să mergem la vamă, acum e de mers. Și am plecat cu trenul, am ajuns cu trenul, sau nu, cred că am fost cu Gâscanul și cu Maimuță. Noi am stat în spate, da. Cu Citroenul lui ăla de se ridica lui cu Gâscanul. Gascoin, da. Și la, când am ajuns la Mangalia, tu ai zis, pe noi lăsați-ne la piață. Da. Am coborât, noi aveam un rucsac amândoi. Ne-am luat halate. Și ai zis, hai să luăm capoate. Halate. Și am zis, ce halate să luăm? Capoate. Trebuie să luăm capoate. Și am fost în piață la Mangalia, ne-am luat cât un capot de la de babă. Da. Ne-am dezbrăcat în de gospodină. De gospodină. Ai, da. Sunt curul gol cu halat, cu capot pe noi, am plecat la vamă. Și am zis, la vamă în capot. Modelul cu buzunar pe partea asta, să ții telefonul, țigările, atâta îți trebuia, da. Dacă bani n-aveam oricum. Și tu ai făcut din jnurul de la unul dintre halate, l-ai lăsat fluflu, că îți plăcea mai fluflu așa, și din jnur ai făcut un... ca un fel de hățuri și ai legat o navetă de bere, da. De la stuf, pe care o treceai pe plajă prin nisip, trebuie să știe lumea, o navetă de 24 de sticle, da. Trasă cu gâtul mergând. Mă căutai după urmă, da, dacă după era... urmă, să ai așa. Da. Și mai ai zis, bă, uite așa e, la vamă e frumos. Da, e frumos. A fost frumos, frumos și trebuie să spun că am niște amintiri pe care le port chiar pe în cap aici, pentru că în dimineața aia, când eram cu Zetu, cu Bălănescu, Dumnezeu să-l ierte, și cu Stemate și cu tine, am tras masa în apă la stuf, pe malul mării, da. Dar nu foarte adânc și nu mai știu care dintre ei mi-au zis că n-am curaj să sar în cap de acolo. Mm-hmm. Și am zis, am curaj. Interesant a fost că în momentul în care ai făcut treaba asta, paharul de vin a rămas intact. Adică... Da, dar eu m-am înfi puțin și da? Doamna mea, aici cineva, vezi că ai o gaură la cap, dă cu sarea apă sărată și am și acum. Amintiri. Adică amintiri pe care le eu port în suflet. Am multe amintiri pe care nu le mai am. Am veri întregi de care nu mi-amintesc. Dar din vamă, zi-mi ce-ți mai aduci tu aminte, că sunt curios dacă eu mi-aduc aminte sau nu. Aia cu motocicliștii, mi-aduc aminte, știu că aveam un grup, prietenii noștri, da. Buciu, Andrelă, inclusiv Târla avea da, motocicletă, da. Și noi mergeam în spatele lor cu un Peugeot roșu, care le căram bagajele. A Cătălinei, da. Și ei mergeau cu motocicletele. Da. Și noi când ajungeau ei, și noi ne puneam la masă, și ni se părea nouă că e cool, dacă ești motociclist, că poți să babardești ceva. Și mai țin minte, când luam căștile, mânușile, puse pe masă. Și mergeam pe plajă cu ele, da. Și vorbeam de motociclete, neștii nimic despre motociclete, da, și vorbeam ce... tare. Niciodată Suzuki-a mea nu se duce mai, știu ce ai, Suza mea 650 niciodată. Și nu mai opreau, mai puneam căștile jos, mai puneam o țigare. Dar se vedea clar că nu erau căștile noastre, că nu ne intrau pe cap. Mai țin minte că am încercat, da. Să le băgăm la un moment dat. Așa, pe post de dentiță, da. Îți aduce aminte de ceva din perioada aia? De multe lucruri. Ce? Păi nu știu pe ce domeniu. A, trebuie să știi numai că am făcut show de improvizație am în fața la 7000 de oameni, cred că da, era. Da, a fost aia, da, Gate to Freedom. Gate to Freedom cu Răzvan Stoian. 2006 cu Răzvan Stoian. A fost un eveniment pe care noi l-am făcut cu... Ce-a făcut? Cine? Salut! E Mihai. Bă, m-auzi? Filmez podcastul cu Neamțu, dar nu știu cum vorbesc din tableta mea, stai puțin. E intrat acolo, e băgat. Bă! De ce? Stai că s-a speriat și bă, el acum. Stai puțin, fac podcastul cu Neamțu și tu acum așa. Vorbești din tableta mea, nu-mi dau seama acum. Pe cum, pe unde păi intram? Păi mutat în tableta ta. Dar cât te-ai mutat în tableta mea? M-am mutat, că am găsit cheile în mașină sub preș. Și m-am mutat, m-am făcut mic și m-am băgat în tabletă și acum vă stric podcastul. Băi, da, păi și cum te scot de acolo, mă, că trebuie să trăiești tu viața. Nu, no, nu, mă scot eu singur. Bă, ce hoț ești, se pune pe stic. Mă fac o injecție și mă fac mare la loc. Auzi? Să să strice tableta, crap. Auzi? Uite, vorbeam cu Neamțu acum de primele noastre duceri către vama veche. Tu îți mai aduci aminte de prima oară când ai fost la vamă? Da. Și ce s-a întâmplat? Ați lăsat mașina pe liber din deal de acolo, de la 2 Mai. Da.
Nu de la 2 mai. Da, se oprește în fața la stuf. Și așa a fost. A mers pe liber așa, s-a oprit în fața la stuf, da? A mers la bar și am băut o halbă de vodcă. Voi m-ați îndrumat. A zis că ăsta-i botezul. Da. După aia, jumătate de oră am căzut. Da. Da. Mai ții minte a doua zi dimineață când ai vrut să dormi pe câine? Că ai zis că e pufos în loc de pernă? Nu recunosc nimic. Bun, dar fii atent că nu-i turnam. Întâi un singur lucru vreau să ne spui. Mai ții minte că cereai oamenilor după terasă un țap de bere ca să-i primi cu calul? Da, cu calul, dar... Dar tu erai calul, erai în fundul gol și aveai hățuri. Nu e adevărat, asta în fundul gol, nu. Ba da, că la vamă se practică, nu-i problemă. Acum vine și povestea cu italianul bătrân. Nu zic. nu zic nimic de aia, vorbesc serios. Nu, păi nu, dar asta e tot așa, e o închipuire de-a ta. Nu e închipuire, așa spuneau băieții bătrân, de acolo. Au zis, veniți și luați-l pe cal, că cere o văz. E posibil să-i fi plimbat cu calul, dar avea chilos pe mine. Am înțeles. Când ești din tabletă? Când, dacă vrei că vin, na, eu vreau să vin pe la tine, dar dacă termin cu neamul. Hai, vină încă aici, că suntem la podcast. Auzi, ești și mădăin aici, trebuie să semnezi ceva. Auzi, mâncăm pizza de asta, de ai adus tu din Italia. Cu ce e? Că întreba neamul. Am terminat și eu. Este extraordinar. Cu cârnați și cu vezi, de care mă, pizza mâncați. Le știu pe toate. Cu cârnați, cu ciuperci și nu mai știu ce. Cum da, cârnați, brânză de horezul și tăia, gălbiori. Bravo. Sau, cum le zice. Da, porcine. Pizza tradițională românească. Exact. Auzi, e foarte bună. Când te simțeai cel mai penibil la improvizație? La ce probă? Bă, la toate la început. Că o făceam pe aia, bă, dădeam să mă ridic după scaun și când vedeam că s-a ridicat primul și făceam pe aia, s-a ridicat ăla, nu mai intru și eu. Dar cel mai penibil, când te simțeai? Nu cred că a fost vreodată. Când? Vai de cap, mă, cum să nu fiu? De când? Când trebuia să intru forțat, că n-aveam nimic în cap și zicea, intră mă și tu, fă ceva acolo. Într-o scenă de improvizație, acolo, la alea de improvizație, că n-aveam nimic, eram pe gol. Bine, ca să nu zic că și la poveste în patru aia de la început, eram blanc. N-aveam decât că le-a părând acum. Da, la cântec, la cântec, ți-e așa bine. La cântec, mă lăsam tare în ele. Alea, pe operă. Da, pe dar făceam flotările alea înainte și de-aia. Da, da, da. Bine, mă, hai te ajutăm aici, îți dau un pahar de vin. Da, mă, hai că vin în jumătate de oră, așa. Cum fac? Închid eu sau ești tu? Că nu știu pe ce s-a fost. Stai liniștit că ies eu din tableta. Hai, te rog. 3, 2, 1. Blup, 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 blup. Ai ieșit, jur. Perfect. Bă, asta nu știu ce să zic, da, mai, nu mi s-a mai întâmplat. Dacă vorbeam de vama veche și de ce amintire am, uite, am o amintire foarte drăguță, bine, multe, dar una dintre ele cu Leonid, prietenul nostru. Da. Care într-o dimineață noi am băut, na, ca vorba aceea, ca niște vamaioți responsabili și aveam acum unde e stuful, lângă WC-ul era la ciupercă acolo, care WC-ul mai nou e magazin sau ce Dumnezeu, e pe vremuri era WC-ul și eu vorbisem cu Carmen să mă lase și cu Adrian Mitocanu să mă lase să pun cortul la ei în curte acolo, că era da, așa aproape de toaletă. Era puțin un metru pătrat, da. Cât era de un cort acolo, da, și acolo aveam eu cortul și când după ce luase foc și nu mai aveam unde să stăm. Și am venit într-o dimineață, bineînțeles regulamentar cu o șaorma, că așa se întâmpla când veneai spre dimineața acasă, trebuia să iei cu o șaorma să dormi și tu cu cineva pe piept, da. Și dormeai cu ea pe piept și Leonid când a venit dimineață a început să plângă. El a crezut că m-a văzut că de la sosul avea muște pe la gură, eu nu le simțeam, eram mort și el a crezut că a murit. Deci el a zis, ia uite, a murit cu a băut până a murit și cu șaorma în braț, a luat oglindă, da, a pus la gură. La gură. Că a văzut multe muște, îți dai seama ce obosit eram dacă eu aveam super păi multe muște la gură. Păi să știi că trebuie să recunosc că, uite, lumea zice mie că de câte ori mănânc la o masă, ci că mănânc cu atâta poftă încât li se face foame și lor. Eu de câte ori mă văd cu tine, vine să beau. Ai văzut? Și mai ales când ne punem la masă, acum eu am și uitat că suntem la podcast, ne-am pus față față, da, avem vin, da, de mâncare, da, păi da. O să dureze da. Ceva. O să dureze, da. Da. O să revenim la vama veche, că da. Oricum, orice am povestit... Oricum revii la vama veche, indiferent. Se leagă și aș încheia cu halucinanta poveste în care am dispărut în porumb, răpiți de extraterestri. Da. Cred că am fost printre puținei oameni care am trăit experiența asta de a fi fericiți, răpiți. Da. Ne-am întâlnit pe autostradă cu un prieten care ducea în jur de 30 de sticle de absint la vama veche pe care îl făcuse el, absintul.
El zicea că îl importa. Uh-huh. Da. Și noi știam că e făcut de el. Și avea niște probleme la mașină, l-am ajutat, el a plecat cu mașina și noi am zis să le lase și nouă o sticlă de aia să vedem ce e fi ieșit. Da. Și am pus prima oară de am băut cu dopul, dacă mai ții minte. Da. Că ai zis tu că e cald, erau 60 de grade afară, pe marginea autostrăzii, o bucată, că nu era toată autostrada, și undeva până în Cernavodă am băut cât un dop. Tu ai zis mai pune că nu mi-am dat seama. Nu ai pus când în dop și după aia am băut cu sticla, am fumat și niște țigări. Cert este că a doua zi, pe răsărit, eu când m-am ridicat din porumb, că era porumb în jurul meu, era, eu am început să strig. Neamț, neamț. Tu ai început să strigi, bo, 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 din altă parte, că nu eram în același porumb. N-am ieșit la liman, unde se auzeau mașinile, știu că ne-am scuturat, ne-am uitat unul la altul, și tu ai zis, hai bă, că întârziem. Noi nu întârziam la nimic. Că nu ne chemase nimeni. Și trecuse o zi peste noi, morți în porum, nu se știe ce și cum. Și ai zis tu, știu că te-ai controlat, aveai niște pantaloni de ăștia de bluși tăiați și un maiu sau un tricou atâta, știu că ai făcut asta, că te-ai controlat și ai zis, da, ce te controlezi? Și ai zis, da, chiar. Era ca și cum, bă, venit din porumb, dar să nu ne fi luat alea. Da, alea ce? Asta zic că n-avea, dar te-ai controlat. Vă spus, genul, bă, dracu, bun, am dormit în porumb, dar... Bun. Ne-ai spus rețeta ta, era importantă, cum ai slăbit, prin fasting, 4 ore de... Și de 2 luni încoace, 2 luni jumate, sport. Dar tu ai fost prinus de mic și la un moment dat ziceai o chestie, că ai fost ultima generație de pionieri. Nu ziceam, așa s-a întâmplat. La care bunica ta trebuia să unească două cămăși ca să te cuprinde pe și pe tine. Aici mi le-am cusut. Da. Ca să nu se vadă totuși. Adică și mi-a fost și cald, că mi-era rușine să dau jos aia, haina, ca să nu se vadă că e cusută pe spate. Da, din două cămăși le-a unit jumate cu jumate și mi-a făcut o cămașă întreagă. Și cum am avut ghinionul de... Chiar am fost ultima generație, pentru că m-au făcut nu în atunci când se făceau în iunie, la sfârșitul așa, m-au făcut la începutul septembrie, pentru că avusese nota scăzută la purtare, nu știu ce nenorocire făcusem și... Spune ce ai făcut, dacă ai uitat. Ce? I-ai arătat puța învățătoarei. Nu, în izmene a fost aia. Nu. Atunci. Deci i-ai arătat cocoșelul învățătoarei și te-a scăzut nota la purtare. Da, da. De da. Ce? Că nu mai știu ce mi-a zis. Că de... Bur, ți-ai zis învățătoarea, dar de ce i-ai arătat-o? Ca să protestez. Ca să o las fără și ce, vorbe. Și ce ai crezut tu că dacă eu arăt, ce se întâmplă? Era un copil care avea o puțulică. Ce da. Crezi? Ce? Ce s-a întâmplat? Ăla era atac. Suprem, asta e. Da. Gat, poftim. Na, păi, dar de ți-a acolo nu mai putea ta. Să-mi zică nimic. Nu mai putea să-mi zică nimic. Un om gol, n-ai da. Cum să mai rănești un om gol. A, tu, da, era o formă de apărare. Defensivă. Da, bineînțeles, da. Atac și apărare în același timp. Deci arăți cocoșelul la învățătoare, scade da. Nota la puntare, dar măcar scapi. De la o anumită vârstă încolo, că probabil te faci drăzi dacă faci asta. Dar... Păi asta zic, acum mare ai nu, face treaba nu, asta? Nu, rușine de copii, nu poți face asta. Ar fi mișto să fi rămas cu melicul ăsta. De copiii mei, în sensul ăsta. Nu, să fi rămas cu melicul ăsta pe la negocieri, când te duci așa și vrei să-ți iei o geacă, să zică la 400 de euro, îți dau 200, 300, 400, ia că ți-o dau cu 500. 500? Pac. Luați-o, luați-o. Luați-o, luați-o, luați-o cu 200. Da, e și asta cu pionierii, că m-a întrebat de pionieri, într-adevăr, da, mi-a făcut o cămașă din două cămăși, era mai înalt decât învățătoarea, că doamna Dinu era, mi-ajungea până pe aici, pe la nas, eu din clasa a doua până acum n-am mai crescut mult în înălțime, am avut o vreme când am crescut pe lățime, dar în înălțime din clasa a doua am mai crescut vreo 5 cm probabil, nu știu dacă e chiar așa, dar oricum puțin. Și mi-a făcut cămașă, dar bască n-a avut cum să-mi tai două băști. Băi, să facă una, știi? Da, aveai și capul dublu? Aveam capul, cred că mai mare un pic acum. Da. Și am încercat cel mai mare număr al băștii respective și îmi punea și făcea în 30 de secunde ca dopul de la șampanie. Și am zis că decât așa sunt singurul copil din poza de la ăia și oimii patrii, cum zicea, pionieri, fără bască pe cap, că nu încăpea. Stricam asta, dar nu s-a reușit. Uite, aici suntem noi în 2006. Asta e al doilea spectacol, când aveam, când mi-ai dat la dinte, de mi s-a îndreptat dintele ăsta așa. Da, pentru că eram trăieriști și nu știam exact când ți-am dat nu, cu palma. Nu, dar n-ai vrut. Că știu sigur că e al doilea, că a fost singurul spectacol pe care l-am jucat scena fiind la intrare. Sus. Da, da, da. Am avut două spectacole.
Nu mai știu între care, în care dintre ele am avut o scenă în care eram două vrăbiuțe sau două păsărici. Aia mi-a rămas în creier. Și puțin mai târziu a fost. Toată scena de improvizație. Da, toată scena de improvizație. Am fluierat unul la altul, n-am avut vorbe. Da. Culmea că publicul râdea de la panciuri. Adică da. Când noi vorbeam ce vorbeau și aveam glume fluierate și ei prindeau glumele fluierate. S-a întâmplat o chestie pe care n-am mai trăit-o după. Și a fost ceva ciudat. Erau 200 de oameni în sală care râdeau la glumele noastre pe care noi le fluieram. Da. Și despre care și aia e mișto că fluieram și noi na, făceam așa, dar nu gândeam vreun potențial al... Da. Adică fluierai, dar fluierai că fluierai. Dar nu te gândeai că faci vreo glumă. Nu, eram două păsărici care se întâlneau și discutau un subiect. Nu era de două păsărici, eram doi din ăștia răufăcători. Da. Și ne întâlneam și făceam un plan de atac. Făceam... A, și vorbeam în... A, și ne dăduseră obligou să vorbim în păsărească sau să fim păsări, nu mai știu. Nu, nici măcar, nu. Aia s-a născut, a intrat, eu am intrat, am făcut ceva, am făcut o platformă, cum îi zice, în improvizație și tu ai intrat fluierând. Da. Mie mi s-a părut foarte tare că ai intrat fluierând, am preluat și am dus mai departe regula improvizației de aur. Adică așa e una dintre regulile principale, să preiei, să duci mai departe. Tu ai înțeles și am păstrat așa vreo 5-7 minute cât a durat scena. Am mai târziu, la 20 de ani, Porumboiu face Gomora. Da. Gomera? La Gomera, acolo, în care se fluieră, da? Și au un limbă. Trebuie să-l vezi, e pe Netflix. Da? E fain, da, cu Vlad Ivanov, e un film foarte bun. Se întâmplă undeva prin Canare, ajung și prin alte țări, e fain. În care e un limbaj fluierat. Și uite-ți, am un bilețel aici. Da? Din agenda ta. De la sindicat. Și fii atent. Zice așa. 9-2-2006, 7-2-2006, cât a durat spectacolul, zice așa, Costel se bâlbâie, un spectator vorbăreț ia bătaie de la prezentator, Alin e somnoroasă, băieții trag la sex între ei, sindicatul face bilețele și multe altele. Da, pentru că noi avem și, dacă e numele Alin este specificat acolo, cu siguranță că aveam deja vreo... cel puțin 2 ani de când începusem să facem impro. Păi 2006, da, noi am început în 2004. Asta zic, pentru că la început a fost Cătălina Vasile, după aceea, și au fost acești minunați oameni care veneau la fiecare dintre spectacolele noastre și ne filmau, știi că am încercat să văd acum un CD din asta, că mai am acasă câteva, ne aduceau în fiecare săptămână. A, și ai de la ei? Am, da, ne aduceau, dar nu mai merge pe niciun device. Nu-l mai recunoaște, adică în orice laptop aș băga. Ai un format mai vechi, presupun. Da, na, nu știu, niște CD-uri cu... A, dar pot să duc la Vasilache, unde se montează la fierbinți și pot să vorbesc cu Mișu, poate reușește să ne scoată ceva. Am, astea le-am încă acasă, da, foarte tare. Și în fiecare săptămână oamenii ăștia veneau și ne aduceau spectacole de cu o săptămână sau o dată la două săptămâni, acolo văd că sunt două. Asta ei le filmau, ei le montau, le dădeau, le puneau pe... Asta la începuturi. Mai târziu ajungem să facem show-uri pentru, de improvizație pentru corporate. Da. Și la un moment dat ne-au chemat la țară, pe undeva pe lângă Iazu, ăștia de la BASF cu îngrășământul, aveam un contract destul de șmecher, da, pe mai mulți bani cu o agenție, în care trebuia să mergem să facem niște exerciții de improvizație noi doi. Odată la Timișoara și odată la... La Iazu. La Iazu, da. Așa, și la Iazu, la un moment dat, noi am ieșit din cort acolo să mergem să facem pipi. Da. Și ni s-a părut nouă, fanii, să facem noi un filmuleț. Da, care ne-a costat foarte mult. Un filmuleț, că era rapid sau ce era, și eu am dat drumul la telefon și te întrebam pe tine, Porumb, și te-am întrebat cu ce îngrășământ. Noi făceam show-uri atunci pentru un importator de... îngrășământ. Da, eram la un eveniment. L-am pus pe YouTube, începutul YouTube-ului, dar era singurul loc unde putea să te vadă lumea. Da. Și eu te-am întrebat pe tine, domnul fermier, ce aveți, Porumb? Ai zis tu, cred că și acum e pe YouTube ăsta. Este. Și cu cel îngraș, cu mine. Cu căcat, da, ai zis direct. Da. Cu cel îngraș, cu căcat. Și cum faci? Vine Aldi, tanti Mița, mea, nu știu, să pun fund în fund. Pe fundal. Da, 1, 2, 3, la drumul așa, dă toată lumea drumul la Căcălău și face un îngrășământ natural și nu știu ce. În tot filmul ăsta pe fundal se vedeau două staguri mare cu BASF. Nu știu dacă se vedeau, dar știu că aveam pălărie pe care scria, că aia ne-a dăunat. Și ne-au sunat. Și am mai făcut și aia cu WC-urile, că erau și niște WC-uri ecologice acolo. Și după aia cu avionul de la Călăraș. Da, aia n-a fost la eveniment, asta cu WC-urile a fost la eveniment.
că și aia ne-a costat, dar am făcut mai și s-a rupt contractul, că ai să ia că nu. Da, s-a rupt că ne-a mai dat bani. Asta ne-a sunat la Timișoara în aeroport și ne-a sunat și la... Că la, domne, că a zis că îngrășământ că... Că la jos și că nu știu ce și... Da, uite, că a făcut milioane de vizualizări ăla. Da, și ăla cu avionul, când cartul, căcatul și-l la duci... La Slovenia. La Slovenia, da, și ăla. Când am dat cu laptele de... cu laptele bătut de pământ, dar da. Dar știi că sunt oameni care vin și mi-arată în continuare și acum... Și nu ți-o da. Că are 15 ani minim. Are, da, da, da. Are smaranda 13, fimea, și nu era cu siguranță înainte. Și când am trântit cu... Da. E pe YouTube, dacă vreți să-l căutați, cred că... Cum se chema? Neamțu și căcatul. Neamțu și căcatul, nu Neamțu și căcatul. Era ceva transportatorul de... A, cu avionul, Neamțu și avionul. Da, 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 ceva de genul ăsta. Zine, care e faza cu America? Eu știu, dar lumea vrea să știe. Asta cu America! America, de zici tot timpul America. America, eu zic la tot ce îmi place mie și tot ce mi se pare mie că e ok. Adică facem o treabă bună, zic, bă, America, America, America. E un... E cumva un vis de-al tău de a ajunge în America? Deloc. Ți se pare că ei conduc lumea? Nu. Nu? La cine conduce lumea? De unde se conduce lumea? Lumea se conduce de la o masă cu 11 persoane. De ce 11? Atâtea sunt, că e o echipă de fotbal. Cine? Nu-i cunosc, dacă știam... Păi de unde știi că sunt 11 și că stau la o masă? Că și sunt conduc? Nu, 12 sunt. Că sunt oia care stau, oia care stau în capul mesei, sunt cei mai importanti și mai sunt 5 pe parte, 5 pe parte. 10, 10, 12, da. Deci 11 echipă de fotbal cu antrenorul 12. Dar de unde știi tu treaba asta? Asta atâția sunt. De unde ai citit? Sau de unde ai văzut? N-am citit, dar așa, așa e. N-am citit... N-am... Cine sunt? Cum le zice la organizația asta? La organizația? Organizația conducătorilor lumii. Și sunt 12? 12 oameni, da. Care mai de care? Unul după... Dar nu sunt aia care stau pe o singură parte? Nu, nu, acolo e altă treabă. Nu, este... Deci este, într-adevăr, este cineva din America. Da, dar avem și român? Nu avem români. Nu este. Cine, deci cineva din America? E din Germania, cineva. Mai e din Israel, 100% cineva. În Franța, cât de cât așa, a prins loc mai pe colțul mesei, dar... Prea prinde ciorba cu mărării. Da... Și mai sunt. Mai și deci Rusia. Rusia. E și Rusia cred că are doi. Are doi. S-ar putea unul pe parte, unul pe parte, da, dacă nu cumva unul în capul mesei. Da, 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 China, 100%. E da. Și China. China stau doi pe scaun, că-s micuți. Da, da. Dar mai mulți. Da, sunt mulți acolo și îi hotărăs. Parc, ce facem? Le dăm COVID? Dă-le, mă, COVID. Eu am declarat, m-am autodenunțat că la un moment dat am avut legături și cu masonia, că am intrat în masonerie pe timpul tot acum 20 de ani și cum am intrat așa am și ieșit. Ai fost în adevărată. Da, dar da. Trebuie să le spunem oamenilor despre faptul că ești inițiatorul și cred că singurul deținător din lume da. Al singurei loji masonice a masonului închipuit. Adică da, loja masonilor închipuiți, da. La tine pot deveni oricine, da, mason. Am o grămadă. Și o grămadă. Nu e vorba că poți deveni, poți deveni oricând și n-ai nicio obligație. Nicio, deci asta vreau să spun, cum o definim, ca lumea să știe. N-ai nicio oricine obligație. Poate intra în logia masonului închipui la tine. Nu se face niciun... Tu ești șeful, tu ești maestru important. Asta e, vezi, asta e interesant. Nu mai știu care erau regulile. Nu, păi că toți suntem egali acolo. Da. Nu există venerabil, cu tare, nu știu ce, să nu, nu vrem să baciocorim, Doamne ferește. Da, noi vorbim acum de masonerie. E cum e statul paralel, așa este și loja paralelă. Și ce adică trebuie să faci ca să te înscrii la tine în masoneria închipuită? Să anunți pe oricare... Parcă și tu ești la loja masonului închipuită. Și eu sunt la poarta 21, mi se pare 21, că Bogdan Naumovici era la 23. La 23, da. Și sunt și fiecare și... ăștia mai vechi deținem câte o poartă. Da, da. Păi trebuie să ai și pe unde să intri. Ok. Și... Și asta e. Și acum, da. De exemplu, oamenii care se uită la noi, dacă vor să devină masoni închipuiți... Trebuie să scrie în comentarii acolo că vreau să fiu mason închipuit. Și gata. Aia. Atât? Asta, dar trebuie să anunțe, pentru că tu trebuie să anunți bun, universul. În momentul în care îl scrie acum în comentariu, domnul, da? Scrie da. Un privitor, scrie... Vreau Liviu, vreau să fiu mason închipuit. Gata. El din momentul ăsta e mason închipuit? Din momentul în care a dat, nu trebuie să nici măcar, o să citim oricum să vedem comentarii, dar din momentul în care a dat enter și comentariul a urcat pe pagina Da Bravo, e mason. E mason închipuit. Deci. Și salutul masonilor închipuiți este ăsta așa. Da, că e așa, fai. Da, dar trebuie să acceptăm și femei? Trebuie să sâsâi, bineînțeles. Deci. Dacă vreți deveniți masoni închipuiți, ăsta este momentul, e unic, e vineri, e cu limitat. Dacă se oprește emisiunea, n-au unde să mai scrie. Da, n-au. După aia trebuie să ne întâlnească ori pe noi, ori sau pe unul care... Sau să ne trimită mail. Mai nu, complicat, nu. Mai degrabă acum. Dacă vreți să fiți masoni, acum, că voi, că prietenele masoni voastre, închipuiți, masoni închipuiți, scrieți-ne în comentariu numele și spuneți-ne vreau să fiu mason și din momentul ăla
odată ajuns mason, pe viață rămâi mason. Bineînțeles, da, da, da. Și nu ai nicio obligație, nu trebuie să dai taxe, nu trebuie să plătești o cotizație. Hai să facem în felul următor. La primii trei să le dăm și câte o poartă. Da. Ce nu porți ce avem libere? Liber, da. 34 cred că a rămas. Da. Nu 12 luată. Cine are? 14 aveai tu. 14, eu 23, Bogdanovici. Da, 15 are Nathan Ticu. Și Mihai are tot 14. Mihai are, nu, Mihai 10. Are 12, 10. 10. Deci ar mai fi 11, 34, așa, câte, că sunt mulți. De deci primii 3 care ați comentat și v-ați dorit să fiți masori în Chicuiți, ați primit porțile 11, 34, 34 și 39. Și 39, ca să știți. O să în știm ordine și asta. Da. Și să scrie acolo, sunt primul care m-am așa, da, am poarta 11, de acum e poarta mea. Ce trebuie să facă din momentul ăsta, după ce devin mason închipuiți? Să se bucure. Atât. Deci asta e tot ce, ce da, necesită masoneria asta. Da. În rest, nimic. De ieșit, atenție, e regula, e simplă, de ieșit poți să iasă oricând, nu trebuie să ne mai anunțe. Nu, dar să lase comentariu acolo ca să vadă ei las care ar avea porțile respective. A, să ne anunțe că e poarta liberă. Da, da, ok, ok. Am uitat că trebuie să știm că e poarta liberă, să nu rase... Poate să iasă, nu avem din astea, nu-i judecăm, nu-i ardem la romană între coloane acolo, nu, nimic. Ce interes avem, nu, da. Nu, Doamne ferește. Te-ai mutat la țară timp de 70 de zile, la un moment dat, într-un experiment social, da, la izolat de civilizație. Da. Și ai slăbit 21 de kilograme. 23. 23. Mhm. Cum e viața? Ce treacu faci tu la țara atâtea zile? Adică de dimineață până ce făceai? Munceam, ce ne punea nearață să facem acolo și pentru că n-am trăit niciodată atât de sănătos ca până atunci și mâncam mămăligă veche cu mămăligă nouă, că n-aveam ce să mâncăm și munceam, făceam cotez de găini, cotez de cocină de porci, din aia pentru vacă, cum că am uitat între timp cum se cheamă. Când... Brânză? Nu brânză, mă, că nu faci brânză pentru îi vacă. Îi făceai unt? Brânză nu mănâncă vacă. Da, îi făceai la nu, vacă? Nu, mă, casa vacii, mă, cum zice la... Grajdi? Așa, grajdi zice, nu zice grajdi, zice altfel. Nu, cum zice? Grajdi zice, o fi grajdi. Mai altfel zicea, nu mai simte cum. Staul. Că... Da, alea noi la oi, la... Nu. Bă, da, mă omori, nu știu nu mai știu, mă. Graj, mă. Graj, cred că, da. Cum e ce, mă, unde stă vaca? Unde casa lui vaca, mă, gata. Casa lui vaca. Făceam din aia țarg pentru oi. Bă, mâncătoare... da, stai puțin, masonul de la poarta 36 să ne scrie cum se cheamă în locul în care casa vacilor. Zici, fă... și munceai acolo. Da, și munceai acolo. Dar și cum mâncă... asta? Pentru că din toate discuțiile noastre țin minte că tu erai genul care de fiecare dată îmi spuneai că tu ești născut la oraș, crescut la da, oraș. Pe țiment. Și că nu, niciodată în viața ta tu nu vrei la țară, nu-ți place nu, asta să fie ciment. Nu eram la țară, adică eram în, practic arestați într-un perimetru. Da, da. Nu aveam voie să părăsim... cei, nu știu, 3.000 de metri pătrați cât o fi având ferma. Da, ați ajuns până departe. Am ajuns până departe, am ajuns chiar în finală și am pierdut finala. Din în fața lui Tania Popa. În fața Taniei Popa, e adevărat. Pentru mine nu finala aia a fost. Îți dai seama, mie mi-a părut rău, nu că am pierdut finala neapărat, mi-a părut rău pentru copii, mi-a părut rău pentru Petru și pentru Vorbim Smaranda. Vorbim de ferma vedetelor. Ferma vedetelor, da, și finala pierdută. Mi-a părut rău de Smaranda și Petru pe care i-am văzut plângând după finală, rupeau cămașa de pe ei și... Am câștigat prima probă, final avea 3 probe, am câștigat-o pe prima, eram aproape să o câștig pe a doua, că găsisem foarte multe lemne din proba aia în fine, și am pierdut-o și pe a doua, am pierdut-o pe a doua și după aia am pierdut-o și pe a treia, n-am găsit niște chei, pentru că erau probe de noroc, erau da, 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 niște chei cu care trebuia să desfac niște lacăte într-o găleată de porumb. Nu am găsit, nu le-am găsit, aia. Nu despre asta e vorba, că eu cât am stat acolo, 70 de zile, mie mi-a fost bine oricum, ca să zic așa. Dar ce este interesant la fermă este faptul că eu am fost singurul concurent de când în România au fost 5 sezoane. 5, da, până acum, nu știu dacă s-or mai face, au fost 5 sezoane. Dar din ce m-am interesat așa și din ce am mai auzit și eu, nu prea s-a întâmplat în cadrul acestui format, nicăieri prin lume, ca unul dintre concurenți să ajungă în finală fără să aibă pe parcursul concursului niciun duel. Eu pe mine nu m-a trins nimeni la duel, da, și nici măcar la momentul în care s-au reîntors ăia care tot ieșeau și nu știu ce, ei s-au hotărât să mă voteze și să mă trimită pe mine în final. Deci mi-au acordat votul lor și am ajuns în felul ăsta în final. Știu. Și faptul că am ajuns în final, bine, oricum și eu și Nathan Ticu eram iubiți amândoi, adică eram... ne-am inventat tot felul de activități din astea. Atunci a fost, că să știi, oamenii au fost pe echipe și am fost în echipă cu Cosmin. Și ne inventasem tot felul de show-uri. Aveam un show, îi zicea Boaba de Cafea,
da, un matinal și mai aveam Oi Night Show, care era show de seară. Și atunci, livrând conținut și oamenii, colegii noștri vedete, se simțeau extraordinar venind la Boaba de Cafea și de la o săptămână la alta noi făceam două din alea de Boaba de Cafea pe săptămână, cum ar veni, știi? Da. Și noi făceam țintarul, noi cum ai tu acolo acum lista, știu, cu știu cum aveați desfășurătorul. Da. Și ce avem? Horoscop, bun, avem aia. Și cumva, când venea vorba de pe cine trimitem la duel, eu cu Nathan Ticu eram scoși din... Că din... aveați emisiune, hai, mă, nu dar putea să dați prezentatorii. Da, mă, da. Nu... Ați unde? Găsit-o pe cărălă acolo. Am găsit, dar cumva noi am fost ca și model, dacă vrei, de cuplu, de echipă, cum au fost, ei nefiind pe echipe, Strunile cu Goga, cu Ipate. Da, cu Ipate, da. Că așa au fost și ei, tot așa, aveau camerele alea, handmade-urile alea pe care le-a lăsat echipa de producție, noi am pus stăpânire pe alea, așa era mișto aia cu ceasul. Știi că noi n-aveam ceas, nu știam câte ceasul, te uitai că e soarele drept, știai că e 12. Dar la camera de luat vederi, că aveai grijă, puteai să ascunzi ceasul, că ei îl dereglau, dacă îl vedeau pe ecran, îl dereglau. Uh-huh. Dar tu nu mai făceai să se afișeze pe ecranul camerei și trebuia să intri în meniu. Și când intrai în meniu, vedeai câte ceasul. Știi? Și nebuneam pe ăștia din MCR, că era MCR-ul centru de comandă, ca să așa. Îi nebuneam pe ăștia din MCR, că ieșeam afară și ziceam, bă, să zici că e vreo 1:24 de minute și s-a auzit de MCR. Râdeam, dacă ne uitam pe cameră și pe aceea, mă, de unde? Și venea și ne întreba. De unde? Ne întreba, de unde aveai? Bine, la un moment dat a fost o fază că ne-au întrebat, erau convinși că... Da, nu știu dacă e... Bine, și ce? Erau convinși că noi avem din astea cânepă indiană. Da, da, în da. Fermă și că ne aduce ciobanul. Că prea suntem noi veseli. Cioban. Ciobanul Daniel, da. Că ne aduce ciobanul Daniel, că el e dealer acolo în Porumbacu și că ne aduce... Noi băi, bă, dă-mă, drag, dealer în Porumbacu. Tu îți dai seama ce piață e acolo. Da. Ce, sunteți nebun la cap, de unde? Păi cum, că prea aveți voi energie, prea sunteți voi. Păi și zic, ce, așa suntem așa aici, ne trezim de dimineață. Plus că aia nu-ți dă energie. Nu știu, că n-am întrebat pe nimeni. Nu. A mie nu-mi dădea, da. Nici mie nu-mi dădea cu energie. Stătea cu așezut, cu... O să te provoc acum că ai gustat vinul. Da. E trimis de mag, e un vin Skaia. Eu o să vin pe partea alaltă și o să facem un discurs cu brațe în care o să îmi spui din ce e făcut, care e buchetul și care e procesul de fabricație al vinului. Bine, trebuie să ne ridicăm, nu? Bineînțeles, da. Da. Deci să știe lumea, exercițiul de improvizație se cheamă discurs cu brațe. N-am să ține brațele la spate, sunt brațele mele, el va trebui să vorbească și în același timp să motiveze și gesturile pe care le fac. Să integrezi, da, să integrezi motivat în discursul pe care îl țin acțiunile brațelor. Bun! Oameni buni, mă bucur foarte tare că ne-am întâlnit în această minunată zi. Skaia este cel care ne-a dus împreună. Iată-l, o mare bucurie. Alb. Parfumat. Exact, parfumat, ce buchet are, Doamne, îți intră buchetul pe peste tot, este ceva extraordinar. Trebuie să vă spun că acest... Cer mii de scuze. Scuze. Asta este. Lăsați-l acolo că stă bine. Bun, treaba este în felul următor. Cum s-a ajuns, dragi iubitori de vin, căci cu voi vorbesc pe scurt? Am folosit un strugure alb cu o boabă mare, cu o boabă cât o prună și o boabă prin care nu puteai introduce, în care nu puteai introduce absolut nimic, deci cu o coajă extraordinar de tare. De ce? Pentru că zahărul din acest tip de boabe este unul absolut senzațional și îți creează o fermentație, ce să mai... Bun, în al treilea rând, acest vin este un vin pe care îl poți bea din inimă, cu inima și pentru inimă și nu te vei îmbăta și mai mult decât atât nu vei pune kilograme în plus, ba mai mult topești. În al patrulea rând, că este o grămadă de chestii, vedeți? Am băut aseară, nu se vede nimic. Ochii sunt perfect în regulă, urechile nu sunt roșii ca la bețivi.
De asemenea, deci te poți ascunde oricând buzele, gingiile sunt intacte, de, ca și cum, dacă mai ai o dată la palme, tai mâinile. Bun, asta este, cu putere mergem înainte și cu ajutorul lui Dumnezeu care ne-a trimis acești struguri pentru a crea scaia. Important este să avem grijă de trupurile noastre, de gusturile noastre, să mergem prin viață onduit, bineînțeles, și să ne facem câte o bucurie, atât băieții cât și fetele. Important e să bem vinuri de calitate, să ne ascultăm dorințele cât mai bine și să fim, nu-i așa, în ton cu dorințele și aspirațiile noastre. Acest vă pup, vă doresc sănătate și din inimă și cu ajutorul lui Dumnezeu să bem împreună un pahar de vin Skaia. Hai să facem spectacol. Pe, da. Da, chiar mi-e dor. Mi-e dor de impro foarte tare. Și vorbeam și cu Mihai și lui Mihai e foarte dor și lui. Dar să ne lasă un pic, că nu poți. Asta e partea proastă la improvizație. Să ai cui să-i faci. Da, nu merge cu 30% populație în sală, nu merge cu sala 30%. Noi suntem obișnuiți să n-ai loc să te duci la toaletă, că să, nu știu că ieșeau scandalul când vreau oamenii să meargă la toaletă, că n-aveau unde să dea scaunul în spate să iasă, că ei stăteau la spectacol așa. Da, iar eu când prezentam, țin minte că am avut spectatori din primele rânduri care când plecau la baie îmi făceau semn să vorbesc mai mult între probe. Îmi făceau semn să o țin eu mai mult, să aleg eu din public. Dar dumneavoastră ce meserie aveți? De mai țin minte pe oamenii care veneau la Orange Concept Store acolo când făceam la fostul magazin Muzica și veneau, de trimiteau, azi te duci tu, săptămâna viitoare vin eu. Și veneau la, noi aveam spectacol la ora 9 și ei veneau de la serviciu la ora 6, ieșeau și la 6 jumate erau acolo și pentru că nu era cu bilete, își aruncau haină, hanorac, geantă, ghiozdan. Ăla, și ăla a fost un moment de răscruce pentru că noi rămânând fără casă la Deco. Da. Răzvan Vasilescu, care pe atunci era brand manager la Orange, ne-a oferit acolo un loc unde am putut să ne desfășurăm activitatea timp de un an și să ne relansăm mai departe. Bine de un an am plus că acolo. Eu cred că am câștigat cei mai frumoși bani acolo. Noi nu luam atât din bilete pe cât am luat atunci când am făcut free bilete. Pentru și cred că a fost pentru prima oară când brandul a fost integrat foarte natural în show. Da. Cu toată treaba. Să știi că am avut așa o chestie la un moment dat la SRC. Așa. Și vreau să spun că poate părea ciudat, dar eu vreau să zic lumii, am simțit un fel de atracție față de tine mai altfel. Bolnăvior, da. Aici când erai Veronica. Da. Nu la și modul ăla. Eu aveam iubit, l-aveam pe Mitruț, așa că nu m-aș uita la tine. Da, mie mi-a plăcut de tine, Veronica. Da. Și adică, de ce? Nu mai suntem oameni între noi? E un foarte, foarte drag personaj ăsta. Să te fi luat de codițele alea așa și să... Și să te rămâneai cu ele în mână. Păi uite și ce buze cărnoase, ce frumos aia, că da, erai. Aia, da. Dacă erai femeie... Aveam și sunt frumos. Aveai niște țâțe mari puse. Știu că asta stângul ți se mai lăsa. Nu era pus, ele nu erau puse. Și mâncai mult. Da. Personajul. Da, personajul. Și aveam pe Maier, pe Claudiu Maier, era iubitul meu Mitruț, pe care îl chinuiam și îl bagiocoream în toate felurile. Da, foarte drag. Și perioada cu Serviciul Român de Comedie, am trăit multe lucruri mișto împreună acolo. Ai poză că ai zburat cu Mărgineanu, adică ai postat? Nu că am zburat. Am fost primul om. Da. Nu că primul. El și-a luat permisul ăla de zbor azi. Da. Și primul om care s-a urcat cu el în avion de când avea permis de la de zbor și n-avea instructor lângă el, da, a fost eu. Ne-am dus la... Dar cât curaj să ai? Nu, că eu sunt pasionat. Eu de mic deci pasionat să mori? Nu mă interesează. Păi, dar cum dacă mor cu avionul, să mor fericit, pe cuvânt îți spun. Păi deci nu, bă, stai că ai mai băgat pe aviație, deci aici mai fier. Deci ne-am dus la... Eu când eram mic visam să mă fac aviator sau actor. Da. Am descoperit că m-am gândit un pic prea târziu cu aviatorul și când mă hotărâsem eu deja costa, adică dacă mă apucam de la 14, 13, 12 ani și mă duceam la așa, nu plăteam, că plătea statul ca să devin pilot. După aia când mi-a dat o seama și așa, trebuia să încep să plătesc și cum școala de aviație este relativ scumpă, n-ai mai avut cum. A rămas să mă fac actor. Da. Și te că s-a făcut Mărgineanu. Și m-am făcut actor și acum vreau să mă fac, visul meu în continuare este să mă fac aviator și eu vreau să mă fac să nu mai fac
fac, când nu îi mai face nimic în TV și nimic nicăieri, să mă fac taximetrist de avioane. Taximetrist de avioane, ce adică înseamnă taxi, asta? Pac, te duci cu aia, unde-i treabă? Pă, tu om de afaceri, pă, am mâine ședință la Timișoara. La cât ai ședință la Timișoara? La 3. La 1.30 te-am luat, la 2.30 am aterizat, pac, te-ai dus acolo ședință? După aia și am ședință la Constanța. Păi când să ajungi tu așa? N-ai cum. Și eu merg cu taxiul cu tine. Te urc în ăla, mă atizi la un om așa de important încât să ai întâlniri de-astea la Timișoara, la 2 și la 5 la Constanța. Crede-mă că e mare cerere. Păi da, ăștia care au întâlnit de genul ăsta au avioanele lor. Păi da, dar vrei și tu să mai bei un vinul ăla, nu poți să mergi cu avionul pe atât. Bine, păi oricum nu prea te oprește nimeni în aer acolo. Există serviciul la iDrive. Ce intru pe Black Cab și comand pe un om care îți vine să conducă avionul meu. Este? Da. Nu, lasă-mă, drag. Nu, dar iDrive. Păi cred că o să fie. Ce e iDrive? Ai pe Black Cab, pe aplicație, poți să chemi un om dacă ai băut, vine un șofer de la Black Cab să conducă mașina. Ah, ok, bun, nu. Cu avioane, mă, lasă-mă cu asta, cu mașinile, știm cu toți. Așa tu, și... poză tu cu Mărgineanu, așa în avionul la micus, părați așa niște doi mici traficanți de droguri care zboară dintr-o plantație în alta. Da, să vadă cum... Da. A fost foarte interesant când ne-am urcat în ăsta, că în primul rând mi-a zis că era geamul deschis, geamuri de alea care mai ca la mașinile vechi, ai avut un Renault la un moment dat. Le batezi. Așa, exact, pac. Și geamul ăla la un moment dat, când a dat drumul la motor, a început să fac... Zic, spunișorule, zic că așa, dacă mă surzește, zic, n-am o problemă că faci așa, zic, ori să nu zboare, ori să nu... Ce nu trage și dă-i cu chepengul, că pac, că am pus chepengul și când am tras de ușă, a rămas cu un erun în mână. Prima oară când urcați în avion. M-am urcat în avion și zic, hai, mergem, da. Zdram, poc, și a rămas cu ăla, zic, spunișorule, l-am fărâmat, zic. Că era ca la Trabant, mă, era o bucată de piele de care ta, zice, mânerul ăla ce dă mult e, așa trebuia să-l schimb oricum. Deci e bine, hai să mergem. Arne Anuș, cum, pac, 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 face el acolo, prezintă ăla de zbor, bravo, felicitări, aplauze, nu știu ce. Și zice, bun, noroc că, zice, mergem, eram la Clinceni, aveam de zburat până la Tuzla, da? Primul lui zbor fără instructor lângă el. Și zice, hai că ne așteaptă nea, nu mai țin minte cum mai zice, domn profesor, ne așteaptă domn profesor la Tuzla, da, și ne dă GPS. Și adică zice, n-avea GPS. Ai până la Tuzla și ne dă acolo GPS. Da. Și ce ai zis? Și zice, și până acolo ce face? Cum ajunge? Lasă că zice că tu ești copilot și zice, îți dau hartă. Și mi-a pus o hartă de hârtie în brațe. Nu cred, mă. Ba da. Și prima oară când te urcai în avion, da, cu el. Cu el, da. Și ce? Cred că printre primele, de, nu, mai fusesem cu de-astea mici, dar nu în calitate de copilot sau de... Era un Matiz cu aripi, mă, ce să fie. E un Cessna 160 sau 160. Nu ăla avea pe ăla atunci, nu cu ăsta mergea. Nu, a, cu nu, era cu unul după care a dat el... Nu așa. Da, în fine, mai mic. Unul mai mic. Și așa și îmi zicea, eram sus la 3000 de metri și zicea, unde suntem? Bă, tu e sănătos dacă zic unde suntem. Zic, când se vede pământul ăla, așa zic, unde suntem? Păi uită-te după morile alea de vânt, că dacă vezi alea, suntem la Călăraș. Zic, ce mor de vânt, mă, tu ești sănătos de prima oară când merg cu avion. Ce mor de vânt să văd eu, mor de vânt. Păi uită-te pe harta aia acolo, că m-am uitat, mă luase cu tine, o deschisem. Bine că nu mi-era frică, nu era vorba, că nu mi-a fost frică. Repet, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla să cad cu avionul, cred că m-aș bucura până în ultima clipă. M-aș uita acolo, zic, bă, cădem, da. Parcă te zic, bă, cădem. Da, era, mai avut niște discuții la un dat cu, bine, din astea macabre, dar mi-e plac și discuțiile macabre, ce? Se par ce? Foarte interesante. Cu cineva care mi-a povestit că și-ar dori să moară tot așa într-un accident, așa, da, macabră, na, o discuție macabră. Da. Așa, și că se visează că o să moară după un accident și că acul de la turometru, nu de la vitezometru, iese din ăla, din ceasul ăla de acolo și se înfige în ochi. Acul de la turometru. Da, și îl găsești așa, că de la turometru cu acul înfipt în ochi de la turometru. Dar tu cum te vezi murind? Eu? Da. Nu știu. Oricum, cu siguranță nu voi muri după vreo suferință lungă. Brusc, improvizat, mă, așa. A, da? Voi muri, da. Să facă cineva brațână. Da, am mai avut o cu prietenii buni, am avut un pact aici la noi. Da. Am o chestie în care facem un pact care rămâne pe viață de la podcast. Da. Cu majoritatea apropiaților mei, cu așa cum ești și tu, și o să fac și cu tine. Ce îți dorești tu să fac eu la moartea ta, dacă tu mori înaintea mea, și ce îmi doresc eu să faci la moartea mea dacă eu mor înaintea ta. Și o să încep eu. Bine. Eu la moartea mea, dacă eu mor înaintea ta, aș vrea ca tu să fii îmbrăcat în Veronica și să plângi la capul sicriului meu și să-mi zici de ce tu, de ce eu.
Și atât, să plângi. De ce tu, de ce eu? Da. De ce nu eu plângi? Sau de ce eu? Nu, de ce tu înspre sicriul meu și de, de ce, ce tu, eu? De să ce... nu se leagă și să plângi într-una. Ok. Da, în Veronica. În Veronica, da. Fix da. În poza în care... Da, 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 da. Se poate recupera și perucă da, și tot. Tot. Da, parcă și să apar totuși... dacă se poate printre oamenii care să nu, nu știe nimeni că apar. Da. Și cu dres și cu din alea. Da, nu-l băgați, nu-l băgați să țipi. Mamă. Băi, lăsați-mi, hei, stați nu, un nu pic, stați un pic. Da, da, da. Măi, de ce tu, de ce eu? Da, e bine. Și da. Tu ce ai vrea? Dacă tu mori înaintea mea, ce ai vrea să fac eu la mormântarea ta? Să vii, să le ieși pe Mihai cu tine. Da. Sau pe cine vrei tu. Și să faceți un discurs cu brațe în care să vorbești tu. Despre tine? Despre dacă îl bagă în groapă și la revedere. Mamă, e asta ce mai frică, îți dai seama. Că aia, asta da. Nu vreau să fac niciodată. Știu să vorbesc. Da. Da, asta. Gata, avem un rămâne pact. Stabilit, da. Facem, da. Veronica și discursul cu brațe, da. E asigurat. Vă dai seama că unul din ele trebuie făcut. Că nu muri amândoi în același timp. Eu cred că de-abia așteaptă oamenii. Eu cred că este singurul podcast care va trăi și după moartea mea. Da. Pentru că oamenii nu se vrea să vadă montaj de la... Da, și adică, să mai fac. Da, asta în condițiile în care Dan și Chelie mai trăiesc. Că dacă mor și ăștia o să fie... Trebuie să faci cu ei de curând. Compact. La episodul 40, dar să mă rășchi liești cu da. Dan, zic, bă, ce vă, dacă e să muriți, ca să fiu sigur că cineva ceva filmează. Da. O să spun acum niște întrebări existențiale, cum a fost și asta cu discuția macabră. Îți spun niște chestii care au valoare, da, și atât sentimentală cât și emoțională, și în care aș vrea să fiu, să fii sincer da. Și să ne spui. Prima este, FCSB este Steaua? Da. E sigur? Da. Păi zic unii că echipa, nu mă interesa ce zic unii. De ce te interesează da. Pentru ce că zic eu unii. Nu am cum să... Bă, mi se pare o prostie asta cu... La un moment dat, Steaua București da. A fost preluată de patronul actual. Așa, da. Bun, perfect. Ea a continuat să se numească Steaua București cu tare nu știu ce. După aia, domnul Talpan, da. Așa, s-a hotărât el că trebuie clubul Armate, că nu i-a plăcut lui de Becali și că nu știu dar de ce. Dar s-a hotărât el așa păi peste... nu știu de ce, că nu i-a mai plăcea de Becali și că el considera că îi aduce prejudiciu imaginii. Dar care imagine? Că până la urmă s-a numit asta Steaua... Asta zic și eu. Na, și atunci eu am apucat de a-mi ținut cu echipa aia faptul că i-au schimbat... Salut, bună Mihai, bună Ana. Bună. Faptul că i-au schimbat numele și de fapt nu s-a întâmplat nimic. Așa au făcut ei după niște ani de zile echipa Steaua București în Liga a 4-a, care din Liga a 4-a oricum n-au cum să vină cu ea în Liga 1, că Armata n-are voie să aibă echipă mai, nu știu, mi se pare că în Liga a 2-a deja nu mai au voie. Deci o struță o cămilă așa total aiurea și cred că da, FCSB, nu știu dacă e Steaua sau nu Steaua, dar echipa cu care țin cu siguranță. Mai ales că mă și sunt și mă cunosc cu mulți dintre da. Fotbaliștii de la echipă. Cu Ovidiu Popescu mă văd foarte destul de des când dau meciuri și avem voie să mergem la meci, mă văd cu el să îmi dea bilete. El vine la noi la spectacole, vine cu Pintilii, a fost cu Florinel Coman, a fost și era și... Acum mai vizit numai foști. Cum vă foști cu Florinel Coman? Ce? E accidentat. Da? Păi da, da. Pintilii... Pintilii e antrenor. A, da? Bineînțeles. Și Ovidiu Popescu îi joacă, e activ. Și venea cu, într-adevăr, singurul care a plecat era Cristi, care acum la... E la CFR. Păi și nu te-ai săturat să ții cu o echipă care de fiecare dată când joacă Craiova au Bulan? Da, dar tu nu te-ai săturat să ții cu o echipă care de fiecare dată când joacă cu FCSB pierde că n-are noroc? Păi, păi chiar că n-am avut noroc. Aia e, da. Păi da. Ce, că v-a dat cordea în minutul 92. Ce dracu, mă, trei faze ați avut pe poartă și alea s-a nimerit să nimic acolo. La sfârșitul meciului cele trei puncte contează. Păi da, da, faci ca meme acum. Nu faci ca niciun meme. În istoricul nostru, acum 2 ani de zile, un Hens în afara careului s-a băgat în careu ca să egalați. Foarte bine a făcut. Nu se egala, să dați 2-1 și cu asta s-a terminat. Păi da. E normal așa ceva? Bă, și numai dacă rămâneți cu frustrările astea și tot e ok. Bă, eu cred că FCSB nu este Steaua. Treaba ta. Și ai de gând să ții până... Eu am de gând să țin oricum. Ce mă bucură pe mine este că bătălia la campionat nu se mai dă și cu Craiova. De ce? Crezi că ne-am retras din bătărie? Păi nu, matematic aproape. Păi matematic, dar nici voi n-aveți nicio șansă. Aveți să bateți și... matematica? Nu bateți no, la fotbal, dar bateți matematica? Nu fac nicio grijă de ideile pe care le aveți voi cu FCSB-ul, da. Pentru că în ultimii 10 ani CFR-ul
Da. Face ce face. Vezi și... Vezi ce tâmpiți amândoi, tu cu Craiova, eu cu Steaua și da, bata ea CFR-ul. Da, da, ce da, gata, fotbal. Dar tot timpul am fost mai bun decât voi. Da. De ce locarurile deschise non-stop au un cuietor la ușă? Te tâmpiți. Păi te trebuie și ai, ai văzut asta, că da, scrie non-stop, da, și totuși are încuietoare sau de la ba, Ivor. Dacă la... vine control, dacă vine control... Atunci ea nu mai e non-stop. Nu mai e, pe perioada aia se închide un pic. Asta e explicație. Da. Zici și mie, dacă un criminal pe capul căruia este pus o sumă de recompensă dacă e prins, dacă se predă, da, primește banii? De recompensă? Primește, dar bagă și la pușcărie. Nu contează, dar primește banii? Da, normal. Adică zic, domnule, pe capul meu pus un milion, da, dați-mi banii și luați-mă. Da, dar trebuie în mod normal să-i dea. Păi nu cred că e așa, de asta zic. De ce? Păi nu cred că se întâmplă treaba asta. Eu de asta te întreb, să văd dacă și mie mi s-ar părea normal. Bă, dacă pui 20 de milioane pe mine și eu sunt urmărit internațional... Trebuie să-l lași pe unul să te aducă și ai încredere în el să păstreze bani. Nu merge așa. De ce? Asta te duci tu singur de te nebun. Te duci tu singur să zici, cred bă, uite, că se anulează recompensa până la urmă. Că e prea mare aroganța, de fapt. Și aroganța și prostie în același timp. Că tu te predai și zici... Aha, dar mă, normal ar trebui să-ți dea bani. Normal, da. Normal așa ar trebui. Să-ți bage pe Revolut. Ce înseamnă labă tristă? Un urs abia ieșit în hibernare. Asta înseamnă labă tristă. Cum un urs ieșit din hibernare? Dar la ce labă te referi? Când zici de unul, mă, că e labă tristă. Labă vine tristă din expresia, înțeleg, da, când te referi la unul că e labă tristă, dar efectiv, ce e o labă tristă? Că știm ce e o labă și ce înseamnă tristă. Adică cuvintele le știm. Când faci probabil gestul pe ceva greșit. Ți s-a întâmplat vreodată să să-ți faci o labă tristă, adică să fii supărat și totuși... Cu tot din adins, da. Să zici... Hai, mă, da. Hai, mă, da. Toți sunt supărat, poate mă, mai înveseli. Da, așa. Se poate. Crezi că există Moș Crăciun? Bă, da. Ai grijă ce răspunzi. Cred că există Moș Crăciun. Crezi că există Moș Crăciun? Sunt absolut convins că există Moș Crăciun. Nature, asta a fost interviul nostru. Da. La final să știi că am un joc acolo. O să cronometrești pe tine, da. În perciuce șmecherite sau ace, pice și carice. Aici sunt toți cei care au reușit să-l facă cu alb și cu galben sunt morcii. Morcii care n-au reușit. Deci fii atent, ești pregătit, trebuie să le separi, fără să folosești forța. Da. 3, 2, 1, start. Tu ești tehnic, aveai de ala de aprindeai lumina după telecomandă, puneai... Ce nu? A, că trebuie să iasă ușor. Hai că ai făcut WC-ul la țară, ți-ai ieșit beton. Mariane, vezi ce zice de căsuța noastră? De ce tragi cu forță? De ce faci că... Dacă... 28 de secunde! Da. Băi, ce să zic... Stai mai bine, bă, Mihai, la rupt mai repede. Păi da, nu, că am vrut inițial. Cu forța. Ia bagă-ne la loc. Hai că trebuie pentru următorul invitat. Nu. Bagă-ne la loc. Am vrut inițial să nu fac cu forța, dar dacă... Dă-le morții. Dacă n-au vrut să colaboreze, ca e. Nu mai intră acum, vezi? E, nu intră pe drag. Hai de morții, mă. Aproape l-a băgat cu forța la loc, băi. Uite-le ce așa. Să-i fie mai ușoră lui la altă. Mi-a stricat jocul, băi. Nu le-a stricat, mă, las, le put la loc. Mamă, ce le-a făcut. Uite, aici e un marker și trebuie să scrii ceva pe masă, să rămână aici amintire, oriunde vrei tu. Ce bine că au intrat asta la loc. Să știi că cei de la EMAG au fost pe fir în timpul podcastului, da. Și am din partea lor o sticlă acum la plecare. De Scalia. Scaia, da. Ca să o bem acum până pleci, dar în principiu o să primești un bax acasă, că zic că ești la dietă și poate. Au adresa mea? Le dai. Am cont făcut la EMAG. Le dau eu adresa. Păi vorbești tu cu ei?
Vorbesc eu cu ei că îi știu. Aha, aha. Formează o frază amuzantă cu următoarele cuvinte. O, copii, spate, sfoară. Copiii cu ouăle la spate nu poate să facă sfoară.